Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă prezint noi mașinuțe clasice americane. Vă menționam în mai multe videoclipuri că eram în căutarea unor branduri care să-mi ofere un nivel de detaliu mai ridicat decât cel pe care mi-l oferă Hot Wheels, pentru că până nu de mult singurul brand care mi oferea, să zic așa, mașini clasice americane sau cel puțin o varietate mai mare, era Hot Wheels, însă nu zic, faptul că sunt din metal e ok, însă la capitolul detalii cam lasă de dorit și nu știu când și dacă vor decide vreodată să ridice standardul, cel puțin la ceea ce intră pe piața românească, pentru că și Hot Wheels are, să zicem, niște categorii mai premium, însă acelea nu prea intră în piața românească și din cauza asta încerc să achiziționez de la alte branduri aceste mașini clasice, în special mă orientez spre perioada asta 50, să zicem 90, dar e clar că din câte am observat statistic, cel puțin vorbind, perioada anilor 60 oferă cele mai multe mașini clasice din categoria asta muscle car, care îmi plac foarte mult. Nu zic, și celelalte perioade sunt ok, de exemplu, mașinile astea de poliție sunt din anii 70-80. Chiar și acest Dodge Charger, vedeți, e din anii 70, dar mașinile astea, cum e și aceasta sau aceasta, sunt caracteristice anilor 60 și pe mine personal mă atrag foarte mult. Așadar, în acest videoclip am să vă prezint numai de la brandul Greenlight, întrucât am reușit să achiziționez cel puțin 5, suficiente ca să vi le prezint într-un videoclip, urmând ca în următorul să vă prezint restul mașinuțelor comandate, care sunt de la Auto World și Johnny Lightning. Dar până atunci să încep cu prezentarea celor de față. Deci vorbim despre un Chevrolet Impala SS din 1967. Ce pot să zic despre ea? În primul rând că toată este din metal, deci și baza, vedeți, se vede toată partea de eșapament dintr-un capăt până în celălalt, așa cum e dosul mașinii, la o mașină reală, evident, deci exact cum e în dosul mașinii, așa e și reprezentat aici. Multe branduri nu arată sau arată parțial partea de sub mașină și așa practic ai o imagine destul de fidelă a mașinii și cum arată dedesubt. Deci, cum spuneam, partea de bază aici este toată din metal, inclusiv caroseria, ce să mai zic. În cazul de față e o vopsea metalizată, dar vă spuneam cândva că efectiv reprezentarea vopselei metalizate este destul de dificil de realizat și din cauza asta multe din branduri gen Matchbox, Hot Wheels, chiar și Sicu Majorette nu excelează la capitolul ăsta și nu iese chiar atât de atrăgătoare o mașină care e vopsită sau vrea să pară vopsită metalizat. În schimb, mașinile astea, de exemplu de la Greenlight, vedeți, și asta e o vopsea metalizată, dar arată atâta de bine, cu adevărat dă impresia că e o vopsea metalizată, exact ca în realitate și pur și simplu atrage. Deci modul în care reușesc să înfățișeze această vopsea metalizată este foarte atrăgătoare și nu mai pot să zic că îmi plac numai cele nemetalizate, însă, repet, trebuie să ai niște
abilități aparte ca să-ți reușească calitatea asta. Ca să nu mai zic că detalii precum, vedeți, se vede clar farele în față, toată masca, se văd chiar și farele de ceață, se deschide capota, dacă ne uităm de sus se văd și ștergătoarele la parbriz, înăuntru culoarea asta albă se vede inclusiv acele cusături sau striații la stofa de pe banchetă. Cred că se vede acum destul de bine, deci arată foarte detaliat chiar și în interior și culoarea asta albă complet dă așa o alură gangster mașinii. Roțile să nu mai zic, deci sunt de cauciuc, deci se poate da jos cauciucul de pe geantă, plus că în cazul de față e inscripționat și brandul cauciucului, în cazul de față Goodyear, deci pentru a păstra nota de originalitate. În spate se văd clar stopurile, număr de matriculare. Deci arată foarte bine mașina și ideea asta de că este foarte turtită în spate, precum era Dacia Sport pe vremuri, arată foarte atrăgător și arată bine. Pur și simplu e o încântare să mă uit la o astfel de mașină. Și vă promit că în momentul când o să le desfac, am să vi le arăt din nou. Deci vorbim de un Chevrolet Impala SS din 1967 de la Greenlight. Trecem la următoarea mașină, un Dodge Hemicharger RT din 1970. De data asta nu e o vopsea metalizată, dar, cum spuneam, nu prea mai fac o diferență, cel puțin la brandul ăsta, între vopsea metalizată sau nemetalizată, pentru că ambele sunt la fel de reușite. Evident că am o tendință să-mi placă parcă mai mult astea nemetalizate, dar și asta datorită brandurilor, astea comerciale pe care le achiziționez eu, gen Majorette, Matchbox sau Sicu. Însă la acest brand ambele tipuri de vopsele arată bine, normal că asta nemetalizată, vedeți luciul ăsta pe care îl are, este foarte atrăgătoare și aici roți de cauciuc. Se văd încă striațiile cauciucului, deci modelul în sine cum arată cauciucul și aici inscripționat brandul, cred că tot Goodyear. Și faptul că e cu alb, partea de sus dă, se potrivește cu această dungă albă din spatele mașinii. Conturul la stopuri vedeți cu metal și aici un număr de matriculare. Se vede și în interior, parcă volanul are altă culoare, deci încă un plus de calitate. Din nou se deschide capota. Deci arată foarte bine mașina și asta în față, masca exact ca pe broșură. Arată bine, ce să mai zic, deci mă încântă de-a dreptul și mașina asta. Deci vorbim de un Dodge Hemicharger din 1970 de la Greenlight. Foarte bine arată și mașina asta, mai ales în combinația asta cu partea asta de sus albă. Și am văzut multe modele în stilul ăsta și e foarte atrăgătoare orice astfel de mașină. Și genții, ce detalii se pot vedea la genți. Semnalizatoare. Încântător de-a dreptul, doar că vă spuneam, sunt foarte scumpe. Dacă ar fi să găsiți în România, ar fi poate la 35-40 de lei la macheteautomoto.ro. Aici avem o mașină de poliție din filmul Blue Brothers. Nu știu dacă ați văzut. E un film, să zicem, de comedie și acțiune din anii 70-80
Și în cazul de față vorbim despre un Doge Monaco. Care reprezintă poliția din Chicago. Și aici vedeți, se văd stopuri separate din plastic, număr de matriculare și girofarul ăsta așa foarte clar înfățișat până la ultimul detaliu, adică exact așa cum era pe vremuri girofarele, câte una în stânga și în dreapta, plus acea portavoce care vorbea printr-un microfon dinăuntru, e înfățișat aici, deci arată foarte bine mașina. Mi-am dorit să iau și un astfel de model. Și vedeți semnalizatoare, masca din față. Și aici se deschide capota, din nou partea de jos din metal. Se vede și aici toată instalația de evacuare, să zic așa. Bază metal, caroserie de metal, coloristica asta cu tematică de poliție arată foarte bine. Ce să mai zic? Deci e mașină deosebită. Deci vorbim de un Chicago Police Dodge Monaco, tematică din filmul Blue Brothers, tot de la Blue Brothers, mașina celor două personaje. Jake and Elwood's Bluesmobile. Aici ce m-a atras foarte mult e ideea asta de cât de bine a înfățișat rugina. După cum vedeți, deja nu e ruginită, dar totuși arată foarte bine rugina. Și aceste bări de protecție, ca și cum orice apare în cale, dărâmă și distruge, arată foarte bine. Și masca în față clar și aici se deschide capota. Deci e tot o mașină de poliție. Și în spate tot așa stopuri de plastic separat cu contur metalic în jur. Număr de matriculare. Baza la fel metal, roz de cauciuc. Deci arată foarte bine și mașina asta. Și ajungem la ultima mașină care seamănă mult cu cea folosită în Fast and Furious. Deci vorbim de un Dodge Charger din 1970. Evident, detalii mult, mult mai reușite decât o mașină de la Hot Wheels. Și aici se deschide capota. E un negru nemetalizat, după cum vedeți, roz de cauciuc, baza așa aici de metal. În spate se văd clar stopurile și aici masca se vede clar, dar repet, nu e mașina folosită de Dom în Fast and Furious, personajul jucat de Vin Diesel. În privința asta v-am adus culmea chiar de la Hot Wheels, o astfel de mașină, un Dodge Charger din 1970. Și de ce spun asta? Vedeți aici scrie Universal Studio, deci este licențiată din film și vedeți cum are masca această mașină, deci asta a fost folosită în film. Aici, în schimb, nu e masca asta, cel puțin pe blister se vede mai bine. Dar chiar și așa arată foarte bine. Toată din metal, se deschide capota, roz de cauciuc, genți superbe. Deci ce să mai... E foarte atrăgătoare și această mașină. Așadar, acestea au fost câteva mașinuțe clasice americane de la Greenlight. Pentru orice detalii vă stau la dispoziție. Toate cele bune!